Timp de 34 de ani, unul dintre cei mai prolifici infractori sexuali din Marea Britanie a crezut că a scăpat basma curată. David, un electrician din Marea Britanie, pare un personaj desprins dintr-un film horror, însă, din păcate, povestea sa este adevărată și a îngrozit o țară întreagă. Conform Digi24, bărbatul a ucis cu bestialitate două femei în tinerețe, apoi ani de zile a abuzat sexual zeci de cadavre în morgile spitalelor unde a lucrat. Mai mult, el s-a filmat în timp ce profana cadavre, inclusiv al unei fetițe de 9 ani și al unei femei de 100 de ani. Acum, individul condamnat anul trecut la închisoare pe viață, tocmai ce a fost pus sub acuzare pentru alte 16 infracțiuni sexuale. Acum, în vârstă de 68 de ani, el a predat vinovat pentru infracțiuni sexuale comise în cazul a 78 de femei decedate, aflate în morgile celor două spitale. Faptele s-au petrecut între 2008 și 2020. Anchetatorii au găsit însă dovezi care arată că a fost vorba de mai multe victime în morgi, 101 în total, astfel că bărbatul a fost pus sub acuzare pentru noi infracțiuni în legătură cu cele 23 de victime rămase, a anunțat poliția. 13 dintre cele 23 de noi victime depistate, toate femei adulte, au fost identificate în mod oficial, dar poliția nu a reușit identificarea în cazul a 10 femei. Bărbatul își folosea cardul de acces pentru a intra în morga spitalului și a penetra sexual cadavrele femeilor care muriseră în accidente, în saloane sau în sălile de operații. Cameraman amator pasionat, el s-a fotografiat și s-a filmat în timpul actelor sexuale și a arhivat apoi imaginile în ceea ce un anchetator a numit jurnalul său de desfrâu. Poliția a găsit la percheziții numai puțin de 14 milioane de imagini și 4 milioane de videoclipuri. A avut nevoie de luni de zile pentru a le sorta. Liniștit și apreciat de colegii săi, bărbatul avea acces nesupravegheat la morgă. El a profanat cadavrele într-o secțiune a sălii de autopsie care nu era acoperită de camerele de supraveghere. De asemenea, lucra în ture de noapte, ceea ce îi permitea să fie singur în zonă cel puțin 3 ore pe zi. Poliția a fost nevoită să recurgă la peste 300 de agenți pentru a le da cumplitele vești rudelor celor decedați. Electricianul criminal, care are un fiu și o fică, iar momentul în care a fost prins era la a treia căsătorie, a recunoscut inițial atacurile din spital, dar a negat cele două crime. Ulterior, în timpul procesului, a admis că el a fost autorul. A fost condamnat pe viață fără posibilitatea de a fi eliberat condiționat, relatează Digi24.